Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună la pastila de lectură. Nu uitați de campania Școala Părinților Implicați, care va dura până pe data de 19 mai. Intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, găsiți cărți foarte interesante din colecția Parentaj. Venim către dumneavoastră cu subiecte din Parentaj, felul în care reușim, mai ales în contextul acestei perioade, să gestionăm relația cu copiii noștri, cu recomandări de carte, dar și cu invitații speciali, cu specialiști. Alături de noi astăzi, Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting. Vorbim despre două cărți, așa cum vă spuneam, două cărți din colecția Parentaj. Este vorba despre Aleta Solter, Copiii noștri frumoși și sănătoși, cum să te vindeci prin joc, râsete și lacrimi, și am să vi-o și arăt la cameră. Și de asemenea, creștem împreună libertate și bucurie în relația părinte-copil, pentru părinți de copii mici, dar și pentru părinți de adolescenți. Naomi Aldort, două cărți esențiale, aș putea spune eu, în această colecție, în colecția Parentaj din portofoliul editurii Herald. Iulia Feordeanu, multe evenimente pe care le-am organizat în ultimii ani împreună, vorbim despre copii, despre parentaj, vorbim despre felul în care noi, ca părinți responsabili, implicați, reușim să gestionăm relații bune cu copiii noștri. Și pornim de la cele două cărți despre care vorbeam puțin mai devreme, foarte pe scurt, Copiii noștri frumoși și sănătoși. Este una dintre cele mai importante cărți de parenting pe care le puteți găsi, bazată pe cercetări recente și pe o nouă înțelegere a dezvoltării copilului. Se referă la minunata și totodată complicata vârstă a copilăriei mici, de la 2 până la 8 ani, iată, pentru părinții care au copii între 2 și 8 ani, și ne învață să devenim părinți atenți și plini de compasiune. Cum putem noi înțelege nevoile reale ale copilului, dincolo de, să spunem, de nevoile bazice, pentru că cei mai mulți părinți, noi venim de altfel dintr-o cultură în care nevoile bazice erau cumva esențiale, și lucrurile, de fapt, observăm în ultimii ani că stau cu totul altfel, adică nevoia de adăpost, nevoia de hrană, nevoia de educație sunt importante pentru părinți, dar copiii au nevoie și de empatie și de compasiune și de înțelegerea din partea părinților a nevoilor emoționale. Cum facem să ne conectăm cât mai bine cu aceste nevoi ale copiilor noștri? Mulțumesc pentru invitație și pentru întrebare. Este foarte, foarte important și bucurător faptul că tot mai multe informații noi despre creșterea copiilor sunt disponibile către toți părinții. Ca să răspund la întrebare cum facem să ne conectăm cu nevoile emoționale ale copiilor noștri, este un proces complex, dar în primul rând trebuie să fim conștienți că există nevoi emoționale la copii. Trebuie să știm că acești copii au nevoi emoționale care, din anumite puncte de vedere, sunt cel puțin la fel de importante, dacă nu chiar mai importante pentru sănătatea psihologică decât nevoile de hrană și de adăpost. Ca să ne putem conecta cu nevoile emoționale ale copiilor, considerând că știm că există aceste nevoi, trebuie să fim capabili ca părinți să ne conectăm cu propriile noastre nevoi emoționale, și cele din prezent, dar și cele pe care le-am avut atunci când eram de vârsta copiilor noștri. Este pasul esențial, dincolo de informare, de lectura cărților de specialitate, este esențial să putem face această mișcare psihologică în interiorul nostru, care este o mișcare în planul emoțional, nu în planul rațional. Atâta timp cât nu simțim,
despre ce nevoi este vorba, e foarte, foarte greu să le răspundem copiilor noștri. Și ca să le simțim, trebuie să ni le simțim, să ni le recunoaștem pe ale noastre în primul rând și să le putem apoi vedea și recunoaște și în copii. Părinții care își neagă nevoile emoționale, părinții cărora nu le-au fost respectate nevoile emoționale în copilărie, au dificultăți mari în a recunoaște nevoile propriilor lor copii și, desigur, în această situație nu se pot conecta cu nevoile copiilor și implicit cu copiii la nivel emoțional și e foarte trist. Cred că conectându-ne cu copiii noștri și cu nevoile lor emoționale, fiind empatici, cred că ajungem cumva, și asta ne-ar fi de ajutor nouă ca adulți, ca părinți, să ne conectăm de fapt și cu copilul nostru interior, cum spune Alice Miller. Da? Deci este foarte important felul în care nu numai ne conectăm cu emoțional cu copiii noștri, dar felul în care petrecem timpul cu copiii, pentru că timpul de calitate petrecut cu copiii este iarăși o variabilă extrem de importantă și am mai discutat-o și în alte rânduri. Una este să stai în același spațiu locativ cu copilul, spunând, eu stau cu el, da? Că suntem în casă. Și alta este să te conectezi, cum spune și Aleta Solter, să te vindeci prin joc, râsete și lacrimi. Adică să înțelegi nevoile copilului și să petreci timp de calitate cu el. Și imaginez un părinte, tătic, mămică, nu contează, care preț de jumătate de oră, 45 de minute, o oră, se joacă un joc cu copilul și vedem copilul cât este de, poate nouă ne mai zboară mintea și în alte locuri, apropo de a fi mindful, dar copilul este foarte conectat, el este acolo, el beneficiază de acea prezență conștientă și ne spune, uite, asta merge acolo, asta merge acolo, facem un Lego, facem, nu știu, depinde ce ne jucăm cu copilul. Da. Nu știu care este întrebarea, dar într-adevăr contează foarte mult să fim prezenți alături de copii și să putem să-i vedem pe ei, nu ceea ce ne-am dorit noi să fie copiii noștri, să vedem ceea ce sunt în acel moment. Este important pentru un părinte, am mai folosit această sintagmă, copilul extensia părintelui. De cele mai multe ori, părintele percepe copilul ca pe o extensie în sensul în care, exact cum spuneai tu puțin mai devreme, nevoile lui emoționale din copilărie, nefiind la rândul său înțeles de către părinți, nu i-au fost împlinite, satisfăcute și ne trezim în vremurile pe care le trăim cu părinți care își încarcă copiii cu niște sarcini. Mă gândesc mai ales la zona aceasta extra școlară, extra curriculară. Dacă eu în copilăria mea, părinții mei nu au înțeles la timpul potrivit că mi-aș dori să învăț să cânt la chitară sau mi-aș dori să fac un sport sau mi-aș dori să iau cursuri de dans sau cine știe ce mi-am dorit eu atunci, eu cumva transmit acest lucru copiilor și ei se simt cumva împovărați pentru că, de fapt, noi nu suntem atenți la ceea ce își doresc copiii. Nu suntem atenți sau mulți părinți nu sunt atenți la ce își doresc copiii și ce cred că este cel mai important și mai trist este că cei mai mulți părinți nu au încredere în potențialul copiilor. Pentru că în fiecare copil există un potențial, așa cum și noi ca părinți există potențialul, nu știu, de a cânta la chitară sau de a dansa sau de a face ce ne place. Și acest potențial, dacă este hrănit cu încredere, în primul rând, va crește și se va manifesta. Adică, ce vreau să spun este că nu e neapărat nevoie să ducem copilul la toate cursurile opționale posibile de sport, limbi străine și toate instrumentele și așa mai departe. Pentru că dacă acest potențial există în copil,
el va apărea la suprafață și copilul va putea decide singur spre ce să se îndrepte. E foarte important și asta ne lipsește, din păcate, dar eu aș pune cel mai mare accent în educație pe a-i obișnui pe copii să-și asculte propriul ghid interior. Și noi, ca adulți, dacă am putea să facem asta, ne-ar fi foarte bine. Pentru că toți avem acest potențial de a ști ce e bine pentru noi. De fapt, știm, doar că nu suntem conștienți de cele mai multe ori. Dacă reușim să scoatem asta la suprafață și să învățăm și pe copii cum să se ghideze după ceea ce le transmite busola lor interioară, atunci, practic, rolul nostru educațional este în cea mai mare parte împlinit. Ca să reformulez, copilul care va fi investit cu încredere va descoperi singur, la momentul potrivit, ce activitate extracurriculară îi face plăcere sau are nevoie să facă. Nu e nevoie să îi suprastimulăm de mici și să îi încărcăm cu sarcini intelectuale. E mai degrabă nevoie să credem în ei și să îi expunem la o gamă variată de stimulări, dar fără eforturi foarte mari. Adică școala vieții, așa cum îi spun eu, viața de zi cu zi, oferă fiecărui copil suficiente stimulări ca acest potențial de care am vorbit mai devreme să încolțească și să se manifeste la momentul potrivit. Pentru părinții care ne urmăresc în cadrul proiectului Școala Părinților Implicați și pornind de la informațiile regăsite în cele două cărți Creștem împreună de Naomi Aldort și Aleta Solter, un autor foarte drag nouă, Copiii noștri frumoși și sănătoși. De ce ai recomanda aceste cărți părinților care ne urmăresc? Cărțile sunt foarte ușor de citit, sunt scrise cu foarte multă considerație față de părinți. Practic, părinții în niciun caz nu se vor simți judecați sau că nu fac suficient citind aceste cărți. Deci, sunt scrise de persoane care au experiență și de părinte, alături de experiența de specialist. Și noțiunile sau subiectele propuse, inclusiv exemplele de jocuri de conectare propuse de Aleta Solter, sunt extrem de ușor de transpus în practică. Nu îți trebuie resurse materiale speciale, trebuie doar disponibilitate. Și atunci cărțile sunt și foarte prietenoase cu părinții, dar în același timp oferă resurse explicite și foarte ușor de accesat. Cam toate cărțile din colecția Parentaj, editurii Herald, sunt pline de sfaturi practice, chiar de soluții și de o cazuistică bogată de studii de caz. În ce măsură ajută aceste sfaturi practice părinții? E posibil ca la un moment dat, citind aceste cărți și anumite capitole din cele două cărți, să găsim niște, le-aș spune, situații de viață, experiențe de viață, similare oarecum cu ceea ce trăim noi, chiar dacă vorbim cumva de spații geografice diferite, dar până la urmă, fiind vorba despre societatea occidentală, până la urmă toți ca părinți trecem, să spunem, în educarea copilului cam prin aceleași etape ale acestui proces educațional. Ne raportăm la copil într-un anume fel în momentul în care el este bebeluș, ne raportăm altfel sau ar trebui să ne raportăm momentul în care are o vârstă, uite, dintre 2 și 8 ani, la pubertate, iarăși trebuie să ne schimbăm modul de raportare, la adolescență nu mai vorbesc, cu atât mai mult. Da. E adevărat că, cel puțin în colecția de parentaj de la Herald, există
subiecte și teme și exemple specifice pentru toate vârstele. Există și cărți specifice pentru adolescență, există inclusiv cărți foarte bune adresate părinților de băieți, de exemplu, care Michael sunt Thompson. Foarte importante pentru că sunt diferențe între felul cum se dezvoltă fetele și cum se dezvoltă băieții, mai ales în copilăria mică. Dar, într-adevăr, sunt situații universale prezentate. Părinții pot încerca să aplice ceea ce sugerează aceste cărți, tehnicile sau abordările respective, însă cel mai important este ce am spus la începutul emisiunii, faptul că aceste cărți aduc informații care de multe ori lipsesc, pentru că nu le învățăm la școală, nu le învățăm nicăieri și sunt importante, și în același timp creează un context în care părintele să reflecteze cumva la situație. Pentru că, sigur, sunt și părinți care spun că nu e ca în cărți, că n-ai cum, că eu am încercat și nu am mers și așa mai departe. Dar ideea nu este neapărat să reproduci 100% o tehnică sau o metodă propusă în carte, ci să înțelegi empatic, cum spuneam la început, nevoia din spatele unui anumit comportament problematic al copilului sau nevoia de moment, nevoia emoțională de moment. Și atunci, sigur, exemplele sunt mai mult un gen de încurajări sau de exemple din cărți sau cumva dovezi că e real ceea ce spun cărțile, dar putem să ne creăm și noi propriile noastre exemple, odată și propriile noastre metode de a interacționa cu copiii, odată ce înțelegem exact ce nevoie are copilul din partea noastră în acel moment. Și, într-adevăr, nevoile copiilor sunt diferite în funcție de vârsta lor și de situațiile, de contextul de viață în care trăiesc copiii. Ce părinți au avut, eu știu dacă au fost crescuți sau educați, nu de părinți și poate de rude sau de alte persoane apropiate, contează foarte mult și zona aceasta de, hai să-i spunem, proximitate. Am vorbit astăzi despre două cărți din colecția Parentaj, Naomi Aldor, Creștem împreună, Libertate și Bucurie în relația părinte-copil, pentru părinți de copii mici, dar și pentru părinți de adolescenți. Și vi o arăt la cameră. Și de asemenea o altă carte minunată și un autor extraordinar, Aleta Solter, Copiii noștri frumoși și sănătoși, cum să te vindeci prin joc, râsete și lacrimi, două cărți minunate. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting. Dragii noștri, noi vă așteptăm la o viitoare ediție a pastilei de lectură, vorbind în cadrul campaniei Școala Părinților Implicați. Nu uitați, până pe 19 mai această campanie. Găsiți cărțile din colecția Parentaj intrând pe site-ul editurii www.editraherald.ro. Iulia, mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Noi ne dăm și eu mulțumesc. Venire la o nouă ediție a pastilei de lectură. Până atunci, lectură frumoasă, zi minunată, să citiți și să fiți iubiți. Numai bine, la revedere! La revedere!